11 lei ar trebui să supraviețuim o zi întreagă. Adică să mâncăm un mic dejun, un prânz și o cină din doar 11 lei. Că cu vreo 3 lei și ceva o masă. Vă rog de asemenea să ne gândim cum ar fi dacă am fi într-un spital din România și am fi bolnavi, suferinzi acolo, cei de acasă n-ar putea să ne aducă nimic mâncare în spital și am mânca o masă teoretic consistentă de 3 lei și 50 de bani. Pozele care le-am văzut cu toții pe internet, încă de acum un an și ceva de zile, în care avea, erau caserole cu doi biscuiți, o bucată de margarină și o bucată de magiun, nu reușesc să facă o diferență. În schimb, noi, toți, aici în Parlamentul României, putem să schimbăm acest lucru. Cum? Votând o lege care odată pentru totdeauna stabilește o normă de hrană decentă pentru bolnavii din România. Această lege putea fi adoptată acum un an de zile. Am pierdut cu toții un an de zile, pacienții au pierdut un an de zile și a fost nevoie ca să ajungă Partidul Social Democrat la guvernare pentru ca astăzi să avem la vot o lege prin care fiecare bolnav din România are alocat cel puțin 22 de lei pentru norma de hrană din spitale și prin această măsură poate să aibă un venit decent. Cât au fost domnii Vlad Voiculescu de la USR și Ioana Mihelă, ministra sănătății, m-au ignorat atât pe mine cât și pe colegii mei din Partidul Social Democrat care am depus această lege și au ignorat milioane de bolnavi din România. Nu au găsit bani pentru a crește norma de hrană, dar în schimb au găsit bani pentru armate de consilieri, au găsit bani pentru combinezoane la prețul de costume Armani sau poate au găsit bani pentru zeci de milioane de doze de vaccin care între timp au și expirat. A trebuit să vină PSD la guvernare pentru că această măsură extrem de bună pentru români să fie de astăzi lege. Vreau să le mulțumesc colegilor care ne-au sprijinit ca acest proiect să devină realitate. Și chiar dacă 22 de lei poate nu reprezintă tot ceea ce au nevoie oamenii în spitale ca să asigure aportul necesar de nutrienți, de vitamine, minerale și așa mai departe, cred că este un în început foarte bun. Și cu siguranță este mai mult decât 11 lei. Știu că nu putem să dăm sănătate bolnavilor din spitale, dar cu siguranță, prin acest vot important de astăzi, putem să le arătăm respectul oamenilor care sunt pe patul de spital. Și putem să arătăm că, indiferent de partidul din care facem parte, putem să votăm această inițiativă legislativă a Partidului Social Democrat, care a reușit să găsească resurse pentru ca de la începutul lunii iunie fiecare bolnav din România să aibă o masă de cel puțin 22 de lei. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi, pentru votarea acestei inițiative care dă respect românilor din spitale.